Bună seara, onorată asistență. Ne bucurăm, cred, că suntem împreună aici, într-o lume care se pare devine mereu, mereu mai însingurată. Și avem aici bucuria de a vă prezenta o muzică, sperăm, deosebit de frumoasă. Este vorba de piese de muzică clasică și colinzi. Artiștii prezenți în fața dumneavoastră sunt domnul Constantin Minca, tenor, domnul Peter Concea, pianistul nostru, și domnul Florin Vlad, violonistul și inițiatorul acestei manifestări. Au concertat nu doar în România, ci și pe multe alte scene ale lumii și au bucuria să ne ofere un program muzical care se dorește a fi un prilej de și puțin din atmosfera agitației cotidiene și de a face un pas spre atmosfera sărbătorii nașterii Mântuitorului, sărbătoarea Crăciunului, care este în măsură să ne deschidă spre o altă lume. Spre o lume, spre un ceva mai adânc decât noi înșine, cum ar spune Aurelio Augustin, un ceva care transcende această agitație cotidiană și ne invită spre bucuria descoperirii unei alte lumi, lumea sacrului, lumea inefabilului. Și cine altcineva sau ce altceva ar putea să o facă mai bine decât muzica? Muzica este printre puținele instanțe capabile să ne deschidă spre o altă lume și să anuleze puțin granița dintre lumea materială în care suntem atât de prinși și lumea spirituală, o lume inefabilă, misterioasă, dar care ne cheamă. Și cu siguranță, în perioada aceasta a Crăciunului, simțim cu toții această chemare mult mai mult decât altă dată. Este o chemare căreia simțim impulsul să răspundem și domnii care au avut bucuria să vă invite în această seară, speră din suflet să reușească să o facă. Mulțumesc!
Thank you.
Dați Amsterdam, sunt deja numero 5.
Îmi place decorul ăsta, așa, viață din nou. De obicei, știți, tenori, violoniștii nu se înțeleg, că noi suntem colegi vechi, am tot umblat prin tot felul de locuri. Și asta e rară chestia asta. El mă tot cheamă, eu îl cheamă, uite așa. Doamna, vine, ne îmbracă dacă ne acertați. E ultima canțiune de Francesco Paolo Tosti. Tosti este Schubertul italienilor care trăiește trăit aproape jumătate sau trei sfert din viața lui în străinătate, că nu l-au recunoscut italienii. Rușinea tipului latin. Valorile trebuie să plece și să se întoarcă, pe urmă sunt valabile. Și l-au recunoscut prin 1960, când el deja nu mai era, că e cel mai mare lider al lor, componist, și el a scris mare chiară. Când îl rende la luna mare chiară, și asta e una asemănătoare din Abruzzo, de unde el e, acolo e un vin grozav. Dacă vă cumpărați vin de Abruzzo, să beți stela, că e total. Și te apucă, ce zic eu acum, ăla îndrăgostit, ultima canțone. Îi cântă la aia care se mărită, încă o serenadă, ca să nu-și iasă din formă. Că ea se mărită și el cântă o serenadă. Spune că am buza, nu mă pot opri. Na, asta e tema așa. M-am detto de la
Thank you.
Thank you.
sfiorava l'arena. Entrava ella fragrante, fra le braccia.
navigat. Vreau să aducem note pentru toți. Dar este chiar că nu știm cuvintele. Anche, ventatul este foarte bine, foarte bine venit. Moș Crăciun. O să stau și mai aproape? Si, 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 prego. Thank you.
pace frumoasă în aceste sărbători de iarnă și vă urând din tot sufletul să aveți un Crăciun fericit, să vă bucurați în familie, să ne bucurăm cu toții în societatea în care trăim. Doamne ajută! Și rugăm pe Părinții Religiani să ne spună două cuvinte la acest final de concert. Pe care l-a făcut Dumnezeu omenirii, a fost întruparea Fiului Său în Iesla Betleemului și an de an în Iesla sufletelor noastre. Cel mai frumos dar pe care am putut să-l primim de Crăciun a fost, iată, din partea maestrului Florin Vlad, tenorului deosebit, a pianistului de excepție și prezența dumneavoastră. Ne bucurăm cu maestrul nostru bistrițean, care a adus în această seară toate sările de spectacole celebre, cel puțin din Europa, așa cum știm. Și că ne-a făcut contemporan cu Mozart, cu Beethoven, cu Bach și cu ceilalți. Este o domnișoară care am urmărit-o. Noi ascultam muzica și deveneam nostalgici după corzile și cu pian, așa. Domnișoara trăia muzica. Totul era numai un zâmbet și cu ochii. Și mi-am dat seama ce înseamnă să trăiești muzica, nu numai să o asculți. Și m-am bucurat pentru acest... Să se ridice, să o vedem! Bravo! Mulțumim de și în numele Birușa dumneavoastră, dacă este cazul, și urarea neauză românească, și acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun. Dar nu uita când ești voios, române, creștine, să fii bun. Darurile aduc bucurie și bunătate. O seară bună și frumoasă!